Omule, ce înseamnă conexiune bună? Ce conexiune ai? De la cine? De la Digi. Păi de la Digi eu am cea mai mică, omule. Ești penibil. Ori minți, ori ești un mincinos, ori ești penibil. Eu am cea mai mică conexiune, nu te supăra. Bă, tu mă auzi ce spun? Da. Deci eu am cea mai mică conexiune și m-ai auzit vreodată să fac probleme de genul ăsta? Atunci cum spui că n-ai wireless? Îți spuneai, n-ai o măsuță, o chestie în casă încât să-ți improvizezi pentru examen, îți făceai o măsuță. Da? Îți spuneai o măsuță, ceva mai... Primă-te mai repede, măi! În funcție de cum mutăm laserul, se va... Du-te, mă, că n-ai înțeles, nu mutăm niciun laser, mă. Abar n-ai de nimica. Hai de capul tău. Cum vrei să iei examenul, bă? Spui că trebuie să iei. Pe cum să-l iei? Că n-ai cum să-l iei. Nu vezi din ce hal ești. Vai de capul tău. Hai de capul tău. Turbă ăsta, bă. Ziceți altcineva. Poftiți, domnilor. Deci dacă nu vorbiți, angrenați-vă să nu treacă o secundă să se angreneze. Dacă nu, efectiv, vă dau zero pe activitate la toată lumea. Să fie clar. Deci luați pe rând cum e în ceea ce angrenați-vă răspunsul. Poftiți! Hai și altcineva, da? Shit, da, domn profesor, n-am înțeles prea multe. Oh, shit. Adică mai nimic. Aveți zero. Ok, aveți zero. Stați, domn profesor, că-mi bubuie monitorul, merge greu. Omule, deci când vorbesc cu tine, când mă adresez, deschizi microfonul și vorbești cu mine. Mi s-a blocat, vă rog frumos să înțelegeți. Deci, când vorbesc cu tine, primul lucru, deschizi microfonul, secunda 2. Deci dacă eu vă numesc și în secunda 2 nu ai deschis microfonul, vă pun absenți. Domnul, vorbesc singur, ce fac? Nu vorbiți, v-am auzit, numai că mi s-a blocat. Nu-i vorba, omule, ascultă-mă când vorbesc, trebuie să te aud și eu pe tine. Nu numai tu pe mine, eu știu că tu m-ai auzit. Da, colega, hai să vedem, dă-l mai mare, că nu știu ce se întâmplă. Dă-l mai... Bine, n-am nimic cu tine când te văd, dar cum răspunzi, bă? Deschide microfonul, că cu tine vorbesc, nu ți-e rușină. Ai spus că îmi pare rău, domn profesor. Pe cum să-ți pare rău, mă, dar cum să fii așa impertinent și așa nesimțit, mă? N-am vrut să fiu nesimțit, nu sunt nesimțit. Păi cum? Păi așa ești tu, dai bă știe. Da-ți iese, n-ai vrut, da-ți iese. Nu am știut, pur și simplu. Am vrut să fiu nesimțit. Ce n-ai știut? Să vă răspund la întrebare. Păi da, mă, dar nu răspuns cu da, când eu pun o întrebare. Tu zici da, păi ce-o te strig? Nu ți-i rușine. Păi am venit aici să ne bate în joc? Bun, haide că ești turc, bă, băiatule, efectiv te dau afară, mă. Ți-am spus să nu mai zici domn, bă. Păi pe bună, mă, ești, sunteți penibil, vă rog frumos, nu mai ziceți domn, mine, mă. Am înțeles, mă scuzați. Păi, dar sunteți penibil, mă, eu nu sunt domn, ori îmi zici domnule profesor, ori nu-mi zici nici cum, mă, omule, nu te supăra. Nu mă supăr, domn profesor, că e din obișnuință. Păi auzi tot, râsete pe acolo, nu știu ce, păi din obișnuință, dezobișnuiți-vă, puneți-vă afiși acolo, bă. Am înțeles. Nu se poate așa, sunteți penibil, mă. Nu mai îmi ziceți domn mie, că nu sunt domn, domnă. Ca să te adresezi în fel. Domnul înseamnă când vorbești de altcineva, nu? Sau vorbești la persoana a treia, niciun caz când te adresezi. Când te adresezi uneia, îi spui domnule sau... Nu îi spui nimic. Nu, eu nu vreau să-mi zici nici cum, nu-mi trebuie. Am înțeles.
te ascult. Păi ai înțeles rușina. Ba da, mă scuzați. Băi, nesimțitule, nu ți-e rușine să-mi vii cu... Am avut discuția, mi-am pierdut timpul cu tine degeaba? Eu nu știu ce ai vorbit. Mă iei cu colegii de față și cu alea. Nu ți-e rușine, mă. Băi, nu ți-e rușine, te întreb. Ba da, mi-este rușine, mă scuzați. Ai spus la îndoială ce am spus eu, ce-ți spun eu? Nu vă pun unde. Prost, mă, mă faci prost, nu, eu nu înțeleg ce vorbești în limba română. Nu ți-e rușine, mă. Mă scuzați, mi-este rușine. Deci, testul se dă pe 11, punct. Zoru, ce l-ai deschis? Da, probabil televizorul. Păi de atâta ești de nesimțită, în care merge televizorul și tu ești în meeting? O să-l opresc, dar nu mi-a dat penibilă. Seama. Cum? Nu mi-am dat seama că se aude așa tare. Păi da, aia înseamnă nesimțire, măi, oameni buni, că nu-ți dai seama. Asta înseamnă, asta e definiția. Și la mine merge televizorul, că am dat drumul la televizor azi dimineață, dar l-am pus pe mut. Pot să fiu așa nesimțit în care să țin un curs cu televizorul pornit? Nu pot, iată, eu nu sunt. Nu pot fi așa nesimțit. Eu îmi dau seama, tu nu. Ziceți, domnilor, altcineva că nu știe, fata nu știe să... Da, nu știe să se exprime, nu știe ce vrea, sau, mă rog, nu știe, nu știe nimic, se poate. Domn profesor, v-am să vă spun că... Iată, cine vorbește? Stimate student, eu zic ție, domn student. Domnule profesor, mă scuzați. Auzi, fii atent, cum crezi că ți-ar suna să zic domn student? Nu m-a deranjat. Nu, cum ar suna? Nu că te-ar deranja. Te-ar deranja, că dacă sună rău, cum să nu te deranjezi, că nu ești. Cum ți-ar suna să zic eu ție domn student? N-ar părea că suntem mai așa, mai de pe la țară, mai... Că te iau la mișto sau cumva, n-ar suna un pic peorativ, așa. Hello? Nu știu, adică dacă considerați dumneavoastră că înseamnă, adică că sună ca la țară... Dacă sună pentru tine, nu că dacă consider eu... Adică pe mine personal nu mă deranjează dacă spune... Ascultă-mă când vorbesc! Ascultă-mă când vorbesc, vorbește după mine, când trag eu, tăceai și tu. Ai bunul simț. Te-am întrebat cum ai considera dacă eu ți-aș zice ție domn student. Cum ți-ar suna? Atâta te-am, nu cum consider eu sau ce fac eu. Ție cum ți-ar suna? Păi am zis, pe mine personal nu m-ar deranja dacă mi s-ar spune domn în loc de domnule sau... Nu știu, în loc de numele meu. Nu știu, înseamnă că ești foarte insensibil, ca să nu zic. Deci, înseamnă că ești penibil, după părerea mea. Și ești mai direct, ești penibil. Deci dacă eu m-aș adresa către tine, către voi, cu domn student, eu m-aș simți că ar fi la mișto, cum ar veni. Cam așa ar suna, cam de la țară. Ai fost vreodată la țară, mă, omă? Am fost. Cum zic că e la primar, țărani? Acum n-am fost chiar atât să aud cum vorbesc. Ba, păi înseamnă că tu nu știi pe ce lume trăiești. Ziceți, altcineva a fost la țară și... Am vrut să zic, ideea că prin ce am văzut... Înseamnă că n-ai nimic valoros în cap. Adică n-ai valorile structurate. Nu te supăra că spun. Omule, întotdeauna te prezinți. Deci eu știi ce vă sfătuiesc. Puneți-vă buletinul pe monitor. Sprijinit pe monitor. Și îți aduci aminte că de fiecare dată trebuie să citești întâi de pe buletin. Vezi eu că te auzi foarte prost. Te voi scoate afară în curând din classroom. Auzi, eu încă o dată te întreb. Da, m-auziți? Apropie-te de microfon. Stai lipit de microfon. Nu știu unde ai microfonul. Lângă ureche. Deci vezi că te auzi extrem de prost. Te dau afară de pe meeting, de pe classroom. Te rog frumos să mă crezi. Cap, mâini, foaie pe care scrii și atâta pe masă,
integral vizibile în permanență, simultan. Pentru că e de bun simț, da? Deci eu dacă îți văd numai capul, tu cu mâinile, tu pe masă poți să ai telefon. Cu toate documentele, cu tot, sau tabletă, sau orice altceva, corect ce spun. Invers, dacă îți văd mâinile, tu cu capul poți să ai căști. Da? Deci și vedere, atenție, vedere din față. M-am luptat cu unul că avea masa, nu știu cum, la perete, nu știu, ai treaba voastră, vă amenajați în așa fel, faceți de la, din timp încercările și așa, da? Deci avea un birou, nu cum avea el nu știu ce și el se vedea din profil, îți dai seama. Deci te scot afară, scurt, ați înțeles ce spun? Ți-am spus numai în zi două, mă, că nu stai la țară, mă, ești penibil, scrieți o foaie cu asta, mă, omule. Mă scuzați. Ești penibil atâta oră, că suntem la, la mediul academic, mă, nu suntem la țară. Eu am camera într-o parte, trebuie să o reglez. Cum într-o parte, om? Adică mă văd din dreapta numai. Da, deci ai grijă că te scot afară direct, deci nu stau la discuții, înțelegi, Dan? Da. Deci mută masa pentru acea oră sau așa, fă cumva. De-aia v-am anunțat din timp. Și pentru laborator, și pentru ăsta, că vă scot afară, de nu s-a luat discuție. Eu doar dacă aș intra de pe telefon, aș putea să cuprind și foaia, și capul, și mâinile. Că păi pe web nu intră în cadru tot. Păi de ce să nu intră, omule? Pentru că e destul de aproape, nu știu, nu este la fel de wide ca camera de pe telefon. Nu știu ce vorbești, mă. Nu, omule, ești penibil, deci scuză-mă. Păi vă deci, pot da acum video să vedeți. Scuză-mă, deci încă o dată. Deci nu ești available, da? Doar dacă aș intra de pe telefon, aș putea. Nu știu dacă poți intra de pe telefon, deci pe mine nu mă interesează de pe ce intri, dar trebuie să ai acele chestii satisfăcute în condițiile astea. Dacă putem intra de pe telefon. După părerea mea ești penibil, pentru că dacă ai un laptop, nu înțeleg de ce nu-l deplasezi un pic mai încolo, tu deja ești anul 2. Nu am laptop. Curăciunea, cum? Nu am laptop, am calculator. Și no. Monitorul este fix în perete, adică n-am unde să-l dau mai spate. Muți acolo, muți, îți faci, că aduci o masă, n-ai o masă, altă masă. Omule, deci nu stau la discuții. Ideea e dacă am putea intra de pe telefon. Omule, nu știu dacă e în regulă de pe telefon. Telefonul îți cade, îți nu știu ce, se mișcă. Și o să ai probleme. Sfatul meu este, reglează-ți treaba. Nu ai o masă în casă, nu ai unde să te duci să satisfaci condițiile astea. Ai toate mesele de 25 de centimetri? Nu. Păi și atunci de ce nu faci aia? Să muți calculator, să te muți într-un loc unde ai available lucrurile astea? Păi ar fi mai simplu dacă aș putea intra de pe telefon decât să mut tot birou. Nu satisfaci preț de câteva secunde, atenție. Nu satisfaci condițiile alea, te dau afară, scurt. Ai înțeles ce spun? Da. Nu stau să mă cert, tocmai de-aia vă spun de acum și văd că asta faci. Eu spun să te muți în altă parte cu calculatorul și să-ți amenajești, tu spui că nu poți, că nu știu ce că ai. Deci bănuiesc că n-ai o singură cameră în casă. Muți calculatorul pentru acel examen, ai variante, dar nu vrei să faci. Și o iei cu asta cu telefonul. Treaba ta, eu n-am treabă dacă se vede, ok, dar s-ar putea să-ți cadă, da? S-ar putea să nu se vadă, s-ar putea să nu se audă, s-ar putea să nu fie ok. Și atunci efectiv te dau afară, scurt. E riscul tău, treaba ta. Cine nu mai are satisfăcute chestii? Dar la ei sunt lămurit de anul trecut cu generația aia de anul trecut. Deci sunt lămurit și vezi că iată vin cu. Și probabil se vor duce cu în continuare, așa că vezi, omul este contra. Deci nu vrea să facă, să-și rezolve treaba. El vrea să pice. Bun, nu e nicio problemă. E foarte simplu. Ziceți altcineva, cine nu mai are satisfăcute? După părerea lui, acum, dar sigur, trebuie să testați neapărat. Bun, trebuie să înțeleg că toată lumea în afară are satisfăcut. Da? Atunci îl voi da afară în condițiile respective, dacă nu are satisfăcute și la revedere, nu stăm la discuții, că nu stau să mă încerc cu el în timpul examenului.
adică atitudine contrară. El nu poate, dar deja de la început el spune că nu. Deci aia-ți... bun, atunci și eu să-ți spun că nu, de la început. Poți să vii cu un scaun, omule. Pui un scaun în fața ta, da? Și tu scrii pe alt scaun. Sau nu știu, sunt variante, bă, omule. Corect ce zic? Și deplasezi, adică îți faci treaba ta cum îți faci, numai astea să fie. Dar nu vii și spui că nu poți. Da? Dacă astea sunt cerințe. Poți să scrii, ai un scaun mai plat, care poți și scrii pe aia. Dacă altă soluție n-ai, n-ai o masă, să te muți la o masă civilizată, e așa de greu să muți desktop-ul în altă parte? Nu vreau să se prezint. Ok, ok, deci avem de-a face cu oameni, oameni de joasă calitate morală, de oameni meschini, oameni de tip jos. Ok, ok, o să depistăm, pe aceea o să vă elimin, o să fac investigații, pentru că oamenii o să vă elimin din curs, efectiv, pe acel domn o să le elimin din curs, stimate domn. O să te dau afară din cursul ăsta, din clasă. O să investighez și o să te dau afară. Scurt. Explică despre ce e vorba. N-ai studiat fizică, am studiat ce înseamnă. Deci ești, ai un dialog venibil. Practic, cunoștințele sunt, ca să vii să spui că forța se măsoară în joule la 18-19 ani câți ani ai tu, e penibil, e de-a dreptul jenant. Acel individ care a vorbit, vă rog să mă contactați după curs și să-mi spuneți că îl dau afară de pe clasă, îl dau afară din cursul ăsta. Bun, dacă e să determinăm, pentru că asta e de prea mârlănie și astfel de oameni trebuie excluși din, practic, din societate, trebuie puși la colț. Este? Da, mi s-a blocat microfonul. Și ce ți s-a mai blocat? Atâta. Zim, răspunde la întrebare. Da, nu știu să răspund. Bă, omule, tu dormeai, ce făceai? Unde erai? Întrebarea este dacă tu ai vorbit și dacă tu ai spus lucrul acela. Nu. Pe timpul păi asta și ceva tu nu știi și... să răspund. Te-am întrebat dacă tu ai spus, asta e întrebarea. Și tu spui că nu știi să răspunzi? Ești penibil. Te întreb, tu ești acela? Nu. Deja ești penibil. Ce mesaje primești pe acolo? De ce nu dai pe mut telefonul? De ce nu ai bun simț? L-am dat acum pe mut. De ce nu poți fi cu bun simț de la început? Te întreb, de ce? Da. Cu tine vorbesc, răspunde la întrebare mai repede. Da, nu știu cu ce să răspund. De ce ești lipsit de bun simț? Nu știi să răspund de ce? Din lipsă de creștere, de educație, ești într-un meeting. Tu primești mesaje pe telefon și bruiezi meeting-ul cu telefon. Gusta mar, pentru că fără îndoială, eu eram cu fișierul în față, voi aveați monitoarele în față cu meeting-ul, deci ați văzut cine a intervenit și nu spune nimeni. Da. Deci, practic, sunteți în aceeași. Complici, cum ar veni, în aceeași oală de calitate umană, cum ar veni. Pentru că, da, eu ți-a sunt, până la urmă. Deci, practic, e omul ultra, ultra penibil, dar și tot grupul, iată, de 44, unul s-a mai retras, iată, de persoane, este... cam tot pe acolo, după părerea mea. Acum, iată, acest individ care nu își asumă acest caracter mizerabil, care nu își asumă o replică, adică va posta, adică pentru mine, i-a rămas cu imaginea aia,
Pentru că asta este lipsa de educație, dă și o lipsă de bun simț și lipsă de personalitate și lipsă de civilizație și tot ce derivă de aici. Da? Trebuie să întreb de două ori ca să-ți răspundă unul. Ca... Penibil, de-am drept. Închide microfonul că se aude penibil. Cum îți explic? Înseamnă că tu trăiești pe altă planetă, îți sesizezi discuțiile altfel decât tu. Eu te întreb un lucru și tu spui că ți-ai notat. Nu a fost frumos din partea noastră să nu vă răspundem la întrebări. Păi nu, cum îți explic? Și întrebarea este alta, măi, fată. Nu că frumos sau nefrumos sau urât sau drăguț. Te întreb cum îți explici comportamental vorbind. Lipsele de cunoștințe. Păi bun, dar stai un pic, intri în discuție, domne, nu știu, încerci, că nu-ți dădea nimeni în cap, nu cred că ți-o da nimeni în cap dacă n-ai știut, ai răspuns greșit la o întrebare, că aici mai mult s-a răspuns greșit decât bine, nu? Da. Păi, și atunci cum îți explici că ați ignorat efectiv? Ai participat? Nu. N-ai fost la curs? Ba da, am participat la curs, dar n-am participat la dialog. Păi bun, și de ce n-ai participat? Te întreb. Tu personal de ce ai abordat așa? Să ignori efectiv. Eu m-am simțit ca un om penibil. Neștiind să răspund la întrebări, am spus că mai bine ești. Păi da, dacă ai văzut că sunt iritat de chestiunea asta, de ce nu ai continuat, de ce nu ai intervenit ca să remediezi situația? Deci, când ai văzut că insist cu întrebările, de ce nu ați revenit? Tu personal te întreb. De ce ai persistat? Pentru că treaba s-a agravat până la urmă. Eu am pus accent pe chestia aia și am specificat, v-am rugat, domnii, cu tare, cu tare, ai văzut că acum a decurs lucru. De ce ai continuat în aceeași manieră când ai văzut că așa stă situația? Pentru că știam că o să răspund prost. Păi da, domnule, dar de ce n-ai intervenit? Ca să măcar asta te întreb. Ca dovada prezenței, ca dovada implicării și așa, chiar dacă răspundeai prost, de ce n-ai intervenit? Nu știu, nu m-am gândit să intervin dacă răspund prost. Băi, fato, deci ai văzut că situația a devenit tensionată, da? Am specificat lucrul ăsta, cum specifici acum, faptul că nu este în regulă ce faci și de ce atunci n-ai intervenit? Și iată, astăzi dăm peste alte aspecte, mă rog, tot așa urâte. Aia înseamnă calitate joasă a caracterelor. A oamenilor, deci calitate ca om, nu mai e vorba de cunoștință. Ai văzut cum îmi răspunde studenta? Eu practic m-am pus pe toți absenți atunci. Practic m-am pus o absență la curs pe care o să o contabilizez. În nota finală, fără îndoială. Deci o să vă scad puncte la nota finală. Ați văzut să se ascundă după o replică ca niște... ca un șobolan. Se auzea un... ce ai acolo, televizorul, ce l-ai deschis? Da, probabil televizorul. Păi de atâta ești de nesimțită, în care merge televizorul și tu ești în meeting? O să-l opresc, dar nu mi-a dat penibilă. Seama. Cum? Nu mi-am dat seama că se aude așa tare. Da, aia înseamnă nesimțire, măi, oameni buni, că nu-ți dai seama. Asta înseamnă, asta e definiția. Și la mine merge televizorul, că am dat drumul la televizor azi dimineață, dar l-am pus pe mut. Pot să fiu așa nesimțit în care să țin un curs cu televizorul pornit? Nu pot, iată, eu nu sunt. Nu pot fi așa nesimțit. Eu îmi dau seama, tu nu ți-ai dat seama. Vai de capul tău.
Ziceți, domnilor, altcineva că nu știe, fata nu știe să... Da, nu știe să se exprime, nu știe ce vrea, sau, mă rog, nu știe nimic, se poate. Domn profesor, v-am să vă spun că... Iată, cine vorbește, stimate student? Eu zic, ție, domn student... Domnule profesor, mă scuzați. Auzi, fii atent, cum crezi că ți-ar suna să zic domn student? Nu m-a deranjat. Nu, cum ar suna? Te-ar deranja? Te-ar deranja, că dacă sună rău, cum să nu te deranjezi, că nu ești... Cum ți-ar suna să zic eu ție domn student? N-ar părea că suntem mai așa, mai de pe la țară, mai... Că te iau la mișto sau cumva, n-ar suna un pic peorativ, așa. Hello. Nu știu, adică dacă considerați dumneavoastră că înseamnă, adică că sună ca la țară. Dacă sună pentru tine, nu că dacă consider eu. Să adică pe mine personal nu mă deranjează dacă spune. Ascultă-mă când vorbesc. Vorbește după mine când vor cânta eu. Tăceai și tu. Ai bunul simț. Te-am întrebat cum ai considera dacă eu ți-a zice ție domn student. Cum ți-ar suna? Atâta timp nu cum consider eu sau ce fac eu. Ție cum ți-ar suna? Păi am zis, pe mine personal nu m-ar deranja dacă mi s-ar spune domn în loc de domnule sau, nu știu, în loc de numele meu. Nu știu, însă că ești foarte insensibil, ca să nu zic. Deci, înseamnă că ești penibil, după părerea mea, eu ești mai direct, ești penibil. Deci dacă eu m-aș adresa către tine, către voi, cu domn student, eu m-aș simți că ar fi la mișto, cum ar veni. Cam așa ar suna, cam de la țară. Ai fost vreodată la țară, mă, omă? Am fost. Cum zic că e la primar, țărani? Acum n-am fost chiar atât să aud cum vorbesc. Ba, păi înseamnă că tu nu știi pe ce lume trăiești. Ziceți, altcineva a fost la țară și... Am vrut să zic, ideea că prin ce am văzut... Înseamnă că n-ai nimic valoros în cap. Adică n-ai valorile structurate. Nu te supăra că omule, întotdeauna te prezinți. Deci eu știi ce vă sfătuiesc. Puneți-vă buletinul pe monitor. Sprijinit pe monitor și îți aduci aminte că de fiecare dată trebuie să citești întâi de pe buletin. Vezi, Vasiu, că te auzi foarte prost. Te voi scoate afară în curând din classroom, Vasiu. Vasiu, mă auzi? Vasiu, încă o dată te întreb. Da, mă auziți? Apropie-te de microfon, stai lipit de microfon, nu știu unde ai microfonul. Lângă ureche. Deci vezi că te auzi extrem de prost. Te dau afară de pe meeting, de pe classroom. Te rog frumos să mă crezi. Cap, mâini, foaie pe care scrii și atâta pe masă, integral, vizibile, în permanență, simultan. Pentru că e de bun simț, da? Deci eu dacă îți văd numai capul, tu cu mâinile, tu pe masă poți să ai telefon. Cu toate documentele, cu tot, sau tabletă, sau orice altceva, corect ce spun? Invers, dacă îți văd mâinile, tu cu capul poți să ai căști. Da? Deci și vedere, atenție, vedere din față. M-am luptat cu unul că avea masa, nu știu cum, la perete, nu știu, ai treaba voastră, vă amenajați în așa fel, faceți de la, din timp, încercările și așa, da, deci avea un birou, nu cum avea el nu știu ce și el se vedea din profil, îți dai seama. Deci te scot afară, scurt, ați înțeles ce spun? Ți-am spus numai în zi două, mă, că nu stai la țară, mă, ești penibil, scrieți o foaie cu asta, mă, omule. Mă scuzați. Ești penibil atâta oră, că suntem la, la mediul academic, mă, nu stai la țară. Eu am camera într-o parte, trebuie să o reglez. Cum într-o parte, om? Adică mă văd din dreapta numai. Da, deci ai grijă că te scot afară direct. Deci nu stau la discuții, înțelegi, Dan? Da. Deci mută masa pentru acea oră sau așa, fă cumva. De aia v-am anunțat din timp și pentru laborator și pentru ăsta că vă scot afară. Deci nu stau la discuții.
Eu doar dacă aș intra de pe telefon aș putea să cuprind și foaia și capul și mâinile. Că păi de pe ce? Web nu intră în cadru tot. Păi de ce să nu intră omul? Pentru că e destul de aproape, nu știu, nu este la fel de wide ca camera de pe telefon. Nu știu ce vorbești, nu. Nu, omule, ești penibil, deci scuză-mă. Păi vă deci, pot da acum video să vedeți. Scuză-mă, deci încă o dată. Deci nu ești available, da? Doar dacă aș intra de pe telefon, aș putea. Nu știu dacă poți intra de pe telefon, deci pe mine nu mă interesează de pe ce intri, dar trebuie să ai acele chestii satisfăcute în condițiile astea. Dacă putem intra de pe telefon... După părerea mea ești penibil, pentru că dacă ai un laptop, nu înțeleg de ce nu-l deplasezi un pic mai încolo, tu deja ești anul 2. Nu am laptop. Curăciunea... Cum? Nu am laptop, am calculator. Și no. Monitorul este fix în perete, adică n-am unde să-l dau mai spate. Muți de acolo, muți, îți faci, că aduci o masă, n-ai o masă, altă masă. Omule, deci nu stau la discuții. Ideea e dacă am putea intra de pe telefon. Omule, nu știu dacă e în regulă de pe telefon. Telefonul îți cade, îți nu știu ce, se mișcă. Și o să ai probleme. Sfatul meu este, reglează-ți treaba. Nu ai o masă în casă, nu ai unde să te duci să satisfaci condițiile astea. Ai toate mesele de 25 de centimetri? Nu. Păi și atunci de ce nu faci aia? Să muți calculator, să te muți într-un loc unde ai available lucrurile astea? Păi ar fi mai simplu dacă aș putea intra de pe telefon decât să mut tot birou. Hai că nu, e penibil. Deci încă o dată, Popa, în momentul în care tu nu satisfaci preț de câteva secunde, atenție, nu satisfaci condițiile alea, te dau afară, scurt. Ai înțeles ce spun? Da. Nu stau să mă cert, tocmai de-aia vă spun de acum și văd că asta faci. Eu spun să te muți în altă parte cu calculatorul și să-ți amenajești, tu spui că nu poți, că nu știu ce că ai. Deci bănuiesc că n-ai o singură cameră în casă. Muți calculatorul pentru acel examen, ai variante, dar nu vrei să faci. Și o iei cu asta cu telefonul. Treaba ta, eu n-am treabă dacă se vede, ok, dar s-ar putea să-ți cadă, da? S-ar putea să nu se vadă, s-ar putea să nu se audă, s-ar putea să nu fie ok. Și atunci efectiv te dau afară, scurt. E riscul tău, treaba ta. Cine nu mai are satisfăcute chestiile astea? Popa Mădălin, dar la ei sunt lămurit de anul trecut cu generația aia de anul trecut. Deci sunt lămurit și vezi că iată vin cu. Și probabil se vor duce cu în continuare, așa că vezi, omul este contra. Deci nu vrea să facă, să-și rezolve treaba. El vrea să pice. Bun, nu e nicio problemă. E foarte simplu. Ziceți altcineva, cine nu mai are satisfăcute? După părerea lui, acum, da, sigur, trebuie să testați neapărat. Bun, trebuie să înțeleg că toată lumea, în afară de Popa, are satisfăcut. Da? Și Popa atunci îl voi da afară în condițiile respective, dacă nu are satisfăcute și la revedere, nu stăm la discuții, că nu stau să mă încerc cu el în timpul examenului. E ca atitudine contrară, el nu poate, da, deci de la început el spune că nu. Deci aia-ți... Bun, atunci și eu să-ți spun că nu, de la început. Poți să vii cu un scaun, omule. Pui un scaun în fața ta, da? Și tu scrii pe alt scaun. Sau nu știu, sunt variante, bă, omule. Corect ce zic? Și deplasezi, adică îți faci treaba ta cum îți faci. Numai astea să fie. Dar nu vii și spui că nu poți. Da? Dacă astea sunt cerințe. Poți să scrii, ai un scaun mai plat, care poți și scrii pe aia. Dacă altă soluție n-ai, n-ai o masă, să te muți la o masă civilizată, e așa de greu să muți desktop-ul în altă parte?